Feng Shui în 10 lecții simple de Jane Butler Biggs. Introducere. Am scris această carte ca pe urare de bun venit sau ca pe o șansă de a recapitula unele dintre lucrurile pe care noi și strămoșii noștri le-am știut dintotdeauna, dar pe care le-am uitat în goana și alienarea zilelor noastre. Pe măsură ce o citești, ar trebui să ai sentimentul că recunoști adevărurile pe care în parte le-ai știut mereu, un mod de a trăi pe care l-ai neglijat o bună bucată de vreme. Cei pe care i-am instruit de-a lungul anilor mi-au mărturisit că se simțeau adesea eliberați și ușurați, ca și cum ar fi recunoscut această practică în mod instinctiv, ca fiind o unaltă incredibil de puternică, care putea fi aplicată în toate domeniile vieților zilnice. Feng Shui, așa cum l-am practicat eu întotdeauna, este o modalitate de a le da putere și de a-i susține pe ceilalți în experiențele lor cotidiene. Nu este apanajul experților, ori un set de reguli fixe care să fie îndeplinită cu obstinație de indivizi pasivi și lipsiți de putere, care de-abia îndrăznesc să înțeleagă, ca să nu mai vorbim despre a pune în discuție învățăturile mistice și calculele terifiante ale marilor maestri. Poate fi un mod de a trăi și de a respira bazat pe observarea atentă și pe o conștientizare superioară a prezenței și impactului energiei, forța vieții, în noi și în spațiul din jurul nostru. Pentru a practica Feng Shui, astfel încât distinția absolută între bine și rău să ne conducă fiecare acțiune, trebuie să instituim ca structuri motivante ale vieții noastre teama și separarea. Perspectiva propusă de această carte este o reflectare a experienței mele de profesor și consultant, pornind de la încrederea într-o ordine naturală a vieții, care permite creșterea și schimbarea într-o măsură atât de mare, încât dificultățile devin provocări, provocările devin oportunități, iar oportunitățile devin o pură încântare. Oricine poate să joace un rol în această practică, păstrându-și propriile priorități sau nivelul de credință, dispunând de propriul timp, experimentând practic Feng Shui și transformarea pe care aceasta o poate aduce. Prin înțelegerea modului în care funcționează acest proces și după experimentarea schimbărilor pe care le aduce fiecare acțiune, Feng Shui devine o parte firească a vieții noastre de zi cu zi. Putem lucra cu energia în același fel în care lucrau și strămoșii noștri, urmând să înțelegem mai multe despre natura energiei, astfel încât să intrăm în armonie cu ordinea naturală a lucrurilor. Primii oameni care au practicat Feng Shui au înțeles că pentru a fi în rezonanță cu Universul, trebuia să fie acordat cu propria viață, astfel încât claritatea și capacitatea de a efectua schimbări și de a acționa la nevoie să se potrivească în mod natural fiecarei persoane ca parte a unui întreg armonios. Prin întoarcerea la practicarea acestei arte, care afirmă credința că viața înseamnă experiment, în orice moment al ei, putem permite învățăturilor, practicienilor și filozofilor din trecut să consolideze mai degrabă decât să slăbească practicile noastre actuale de Feng Shui și să ne permitem să le ducem mai departe într-un mod folositor și constructiv. Această lucrare a fost scrisă în spiritul încrederii, al bucuriei și al iluminării. Acestea vor fi darurile pe care cititorul le va primi și de care se vor bucura toți cei care practică Feng Shui în acest mod.